E sâmbătă dimineață și este momentul meu favorit al zilei, pentru că alergăm de dimineață până seara în timpul săptămânii și sâmbăta e momentul acela în care știm că urmează joaca, bucuria și tot ce trebuie să fac împreună cu familia mea. Deja am avut o tură de X și 0 cu Victoria, adică joaca noastră a început de dimineață și acum le-am lăsat un pic să se joace împreună pentru că voiau să facă schimb de Pokémon. Nu mă întrebați ce sunt ăia, eu doar îi cumpăr. În rest, de joaca cu Pokémonii nu știu ce înseamnă. Stăteam așa în dimineața asta și mă gândeam că uneori viața nu este chiar așa cum ne dorim noi să fie, pentru că trebuie să recunosc că de când am fetele, îmi doresc atât de mult să-mi petrec timpul cu ele și, din păcate, uite că situația nu stă chiar așa. Veneam în momentul în care le-am avut pe ele la pachet cu o carieră care trebuia să continue. Cumva și ca exemplu pentru ele, ca să înțeleagă că viața nu este doar să stai și să te joci, ci la un moment dat, mami și tati, le îmbrățișează și pleacă la serviciu. Dar stăteam și mă gândeam așa cât de nedreaptă este viața, pentru că de multe ori mi-aș dori să rămân cu ele și să nu mai plec la serviciu. Să stau cu ele, să le îmbrățișez, să le iubesc, să ne jucăm, să ne distrăm, să mâncăm împreună. Știu că pare incredibil, dar da, de foarte multe ori lucrurile astea îmi lipsesc, pentru că eu mi-am dorit familie ca să pot să stau împreună cu ai mei. Și tocmai de aia, sâmbetele, în mod special, sunt cele mai importante și cele mai jucăușe. Acum le-am lăsat să se joace una cu cealaltă, că trebuie să le dai și spațiul lor de joacă, în care să facă ce-și doresc ele, nu doar ce-și doresc părinții. Lumea poate să zică, păi cum, că ai timp suficient? Nu am timp de stat cu fetele suficient, pentru că de obicei eu sunt cea care se trezește dimineața tocmai ca să mai am niște momente de stat cu ele, atunci când le duc la școală și la grădiniță. Și după aceea, după ce le luăm de la școală și de la grădiniță, mai am vreo oră și jumătate înainte de a pleca la serviciu. Practic, eu serile nu mi le petrec cu ele. Și atunci niciodată nu sacrificăm weekendurile. Nu muncim niciodată în weekend, ci doar stăm și ne bucurăm unii de ceilalți. Și încercăm să ne umplem de energie, pentru că știm că urmează o altă săptămână în care ne vedem puțin. Dar puținul acela este de mare calitate și stăm și ne uităm așa unii la alții, facem lucruri împreună. Și m-am surprins în dimineața asta că doar stăteam și îmi priveam fetele cum se joacă. Și mi se părea un lucru extraordinar. Până la urmă, sacrificăm familia sau sacrificăm cariera? Pentru că am pierdut multe ore pe care mi le-am dorit cu fetele. Dar am pierdut și multe contracte atunci când a venit vorba de carieră. Cumva cred că ar trebui să echilibrăm totul ca să ne fie mai bine. Nu mă lamentez, e alegerea noastră doar. Și mai e ceva. Am un soț extraordinar care mă susține. De fapt, încercăm să ne susținem reciproc. Atunci când el are treabă, stau eu cu fetele, și atunci când eu am treabă, stă el cu fetele. E adevărat că seriile sunt ale lui cu fetele și atunci, în timpul weekendului, încerc eu să recuperez, cumva să-l degrevez și pe el de toată energia de după săptămână și să poată să-și ia și el un respiro și să mă umplu și eu de energia copiilor mei. Cum e la voi? Ce sacrificați? Cariera sau familia?